Medicii veterinari protestează marți 10 noiembrie pentru a doua zi în fața Direcției Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor Vâlcea. Nemulțumirea principală este reprezentată de faptul că medicii veterinari din mediul rural ar fi trebuit să primească lunar, începând din martie, 10.000 de lei pentru a-și putea susține activitatea, dar acest lucru nu s-a întâmplat. Acum doresc să fie făcută plata în regim de urgență, pentru că se află aproape în pragul falimentului. Imaginați-vă că însuși ei de la Direcția Veterinară au venit în luna august și ne-au dat efectiv și normele pe care noi trebuie să le respectăm în teritoriu pentru a beneficia de acești bani. Deci atenție, ne-au trimis ce trebuie să facem, noi ne-am făcut munca, am depus dosarele, ei ne-au primit dosarele, ne-au primit și facturile și ne aflăm deocamdată în neplata acestor facturi. O altă nemulțumire este reprezentată de modul în care e gestionată activitatea în plină pandemie. Conform contractului încheiat cu DSVSA, instituția ar fi trebuit să asigure echipamentele de protecție necesare la verificările făcute în gospodăriile proprietarilor de animale. A devenit o muncă aproape imposibilă, dar gândiți-vă că această muncă imposibilă ne-au dublat-o, deci în plină pandemie au venit cu extraordinară ideea lor să mergem de 2-3 ori la fiecare proprietar în curte, odată să vedem animalul, odată să-l curătălim și așa mai departe. Deci era o muncă imposibilă, ei ne-au dublat această muncă imposibilă și cu atât mai mult ne pun să facem aceste lucruri fără echipamente de protecție. Veterinarii vâlceni vin la protest prin rotație, schimbându-se zilnic participanții, respectând astfel normele de distanțare socială. Recurg la acest tip de manifestație pentru că au epuizat toate formele de comunicare cu instituția. Noi ne-am oprit toată activitatea sanitar-veterinară în ceea ce constă în contract cu statul, dar pentru că iubim animalele și suntem medici veterinari, ne vom ocupa exclusiv de urgențele medical-veterinare. Medicii veterinari vor continua să protesteze în fiecare zi în fața DSVSA Vâlcea până când situația se va rezolva.